Cu feroezii de la Vikingul Petrolul are acum în față un adversar de un alt calibru, dintr-un fotbal de înalt nivel, Vitesse Arnhem. Lupii Galben visează la play-off-ul Europa League, dar până acolo trebuie să se autodepășească în confruntarea cu ocupanta locului 4, ediția trecută a Eredivisie. De la această oră, George Drăguie și Bogdan Socol vă spun bun găsit și vă invită să rămâneți pe Digi Sport 1 pentru meciul Petrolul Ploiești, Vitesse Arnhem, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. Peste câteva minute începe și repriza secundă a confruntării dintre Trencin și Astra, în direct pe Digisport 2. Mai târziu, de la ora 21, avem tot aici pe Digisport 1 confruntarea dintre Pandurii Târgu Jiu și Hapoel Tel Aviv, meciul care va avea loc la Cluj. Vom fi așadar alături pe Digisport de echipele noastre prezente astăzi în Europa League și sperăm să vedem rezultate pozitive, cum a fost victoria Stelei de marți din Georgia, din partida cu Dinamo Tbilisi. 100% Petrolul lui Bogdan îi va fi mai greu decât în dubla cu Vikingul. Vitesse Arnhem este altceva, este o formație care a terminat pe locul 4 în Olanda și nu la mare distanță de locul 2, la doar 5 puncte de Eindhoven, la 5 puncte și de a treia clasat Feyenoord, și asta în condițiile în care a pierdut 3 meciuri din ultimele 4 disputate în campionatul precedent. Atmosfera ca de obicei deosebită pe arena Ilieoană din Ploiești. Foarte puține locuri rămase libere pentru această partidă. Sunt câteva locuri goale în peluză, acolo unde sunt câțiva suporteri ai olandezilor. Aproximativ 10 fani ai celor de la Vitesse. Vedem și imagini de la încălzire. Ionel Samza, unul dintre principalii marcatori ai Petrolului în aceste zone, 3 reușite în campionat și în Europa League. Vedem aici pe Gael Kakuta, atacantul francez format la Lens și împrumutat de Chelsea la Vitesse. Iată-l și pe Cicu Grozav, ce care a reușit o dublă la precedenta partidă a lupilor galbeni pe teren propriu în Europa League contra celor de la Vikingur. În alb și albastru, astăzi cei de la Vitesse Arnhem nu sunt în echipamentul obișnuit, pentru că, desigur, joacă în deplasare. Petrolul în echipamentul galben obișnuit. Vom vedea curând și formulele de start pregătite de cei doi antrenori, de Cosmin Contra și de Peter Bos. Bos este antrenor al celor de la Vitesse Arnhem din această vară. A luat locul lui Fred Rutten. A venit de la Heracles Almelo și l-a dus cu el pe Veinovic, cel care astăzi este titular. Îl vedem și pe arbitrul întâlnirii, spaniolul Carlos del Cerro Grande. Da, sunt mulți spanioli astăzi pe stadion. Petrolul are un preparator fizic spaniol, are și un jucător din Spania. Vedem formula de start a celor de la Petrolul Ploiești. Pesania este în poartă, Jean Sonny, Alsenat, Geraldo Alves, Alex Benga, Guilherme, în defensivă Hoban și Pablo de Lucas sunt mijlocași defensivi. Damian Bugema, Younes Amza și Gigu Grozav sunt oameni din spatele atacantului Ferevori Dore. Sunt trei schimbări la Petrolul față de formula care remiza în campionat cu Pandurii Târgu Jiu. Akim, Mustivar și Tecșeira înlocuiți în primul 11 de Alsenat, de Lucas și Dore. Vedem și formula de start a celor de la Vitesse Arnhem. Veltuizen este în poartă, Lerdam, Kashia, Van der Heijden și Van Aanholt în apărare, Veinovic, Kazaișvili și Theo Jansen la mijloc, în atac Ibarra, Jonathan Reis și Gael Kakuta, doi jucători în 11-le lui Vitesse, împrumutați de la Chelsea. Este vorba de fundașul stânga Patrick Van Aanholt și extrema stânga Gael Kakuta. Practic, banda stânga celor de la Vitesse Arnhem este una londoneză. Vedem și rezervele celor de la Vitesse. Hoeven, Mori, Van der Struijk, Chanturia, Pedersen și Vink Vimidio. Cosmin Contra îi are pe banca rezervelor pe Bornescu, Enzai Amisi, Mustivar, Abel Camara, Njongo Priso, Filipe Teixeira și Vlad Morar. L-am văzut în spatele vârfului, joacă pe postul de atacant retras, cel puțin așa era în
așezarea grafică dinaintea acestei partide. A început confruntarea dintre Petrolul și Vitesse Arnhem. Iată că între timp au făcut schimb de locuri Hamza și Dore, așa cum ne așteptam. Acum o acțiune superbă a lui Pablo de Luca. Spaniolul pasează pentru Hamza. Din nou Pablo de Luca, centrare la colțul lung, însă peste Dore. Păcat, păcat. A fost cea mai frumoasă acțiune de până în acest minut 15 a Petrolului. Afara terenului. Revedem aici superbă acțiune de mai devreme a Petrolului cu combinația dintre De Lucas și Younes Hamzaș. Kakuta acum. Reprimește georgianul. Kakuta îl evită pe Pablo De Lucas. Kakuta continuă această acțiune. Gael Kakuta! Și intervine Peterson Pesania. Este prima sclipire a lui Gael Kakuta, atacantul care aparține de Chelsea, fostul protejat al lui Didier Drogba. Arată de ce gruparea de pe Stamford Bridge a vrut să-l aducă de la Academia lui Lens în urmă cu câteva sezoane, în urmă cu 4 ani mai exact. Marco Veinovic, vă dădea mănunte Bogdan ceva mai devreme, corner pentru ploieșteni și șansă de a deschide scorul. Damian Bugema este cel care execută. Hoban, Benga și Geraldo, printre alții, sunt în gareul advers, nu lipsește de acolo nici Dore. Centrează Bugema pentru Hamza! Peste poartă! Peste poartă, a doua mare ocazie pentru Petrolul. Verhuizen a ieșit rău la această fază. Younes Hamza însă a reluat peste poarta fostului goalkeeper al Naționalei Olimpice a Olandei, participant la jocurile de la Beijing. Sperăm să nu ne bucurăm, să avem de ce să ne bucurăm că a ieșit Kakuta și să nu ne întristăm că a intrat Cianturi. Acum un șut periculos al lui Kazaishvili, un alt jucător gruzin, trimite puțin pe lângă poarta lui Pesania. Vitesse arată că are jucători de calitate. Își arată și forța în aceste acțiuni ofensive. Atunci când olandezii au ajuns la marginea careului nostru, ne-au pus în reală dificultate. Iar Petrolul trebuie să profite de acest lucru. S-au încurcat reciproc Dore și Younes Hamza. Recuperează însă Pablo de Lucas. Dore, o pasă către Pablo de Lucas. Pablo de Lucas! Nu se poate, nici de această dată nu este gol. L-a depășit pe Veltuizen, însă a scăpat mingea de sub control și a ieșit în afara terenului. O nouă fază la care publicul de pe Ilie Oană s-a ridicat în picioare în așteptarea golului mult dorit, care deocamdată se lasă așteptat. Minutul 29, 0-0 între Petrolul și Vitesse. Da, lui Vitesse, Younes Hamza, Dorei pasează în dreapta lui Damian Bugema. Damian Bugema șutează! Peste poartă! Ce șut a prins francezul Bugema! Puțin a trecut balonul peste poarta lui Veltuizen. Se clatină din temelin aceste momente defensiva lui Vitesse. Așteptăm să vină și golul Petrolului. La aceeași poartă, la același colț și cu ajutorul barei transversale, Petrolul marca prin Dore în meciul cu Pandurii Târgu Jiu. Se dovedește a avea o pasă bună pentru Dore. Sprintează și Hamza. Dore deocamdată l-are în fața sa pe Cașia. Continuă Dore, are poziție de șut. Dore preferă o pasă scurtă pentru grozav și Veluisa respinge. Dore în fața golului și blochează Van der Heijden. Câtă nonșalanță are acest ferebrit Dore, cât de bine controlează balonul. Îl subjugă pur și simplu când îl are în posesie. Ar trebui poate să încerce și șuturile de la distanță, să-și asume această responsabilitate. Pare poate prea altruist în unele momente. Caută pasă atunci când poate încerca un șut către poartă. Am revăzut aici una dintre marile ocazii în sezonul trecut al Eredivisiei în fața lăncerilor. Șutează! Grozav! Un șut aproape de a fi grozav, puțin peste poarta lui Veltuizen. Rămâne 0-0. Așteptăm însă golul, care pur și simplu deocamdată refuză să vină în poarta echipei lui Peter Bosz.
Mulți se întrebau care va fi starea psihică a lui Grozav după ce a ratat penalti. Cianturia și vine centralul Ivan Anholt și este penalti. Este penalti, din păcate. Tercero Grande a văzut o împingere la duelul dintre Benga și Jonathan Rice. Lovitură de la 11 metri pentru Viteze Arnhem și cartonaș galben pentru fundașul central revenit de la Petrolul, revenit la Petrolul de la Oțelul Galați. Păcat, păcat, după toate ocaziile pe care Petrolul le-a avut în prima repriză. Dar tot ceea ce a clădit cu atâta migală, cu atâta elan, Petrolul se poate nărui într-o clipă la acest penalti pe care îl va executa brazilianul Rice, inexistent până acum. Ciute va fi față în față cu un alt brazilian, Peterson Pessania, cel care a mai apărat penaltiuri până acum. Sperăm să iasă în evidență și acum, minutul 52. Tătărușanu a apărat la Tbilisi, să sperăm că o va face și Pessania la această fază. Jonathan Rice, un brazilian față în față cu un alt brazilian, și Rice deschide scorul pe stadionul Ilie Oana, minutul 52, Petrolul Vitesse 0-1. Nu-i nimic, nu e o bătălie pierdută. Mai este mult timp până la final, iar Petrolul cred că în acest moment are mare, mare nevoie de suporterii săi. A marcat așadar Jonathan Rice, atacantul de 24 de ani, venit în 2011 de la PSV Eindhoven, format la Atletico Mineiro, noua campioană a Americii Latine, proaspăta câștigătoare a Copei Libertadores. Rice l-a păcălit pe Pessania, 1-0 pentru Vitesse, minutul 53, însă Petrolul are șansa, are puterea de a reveni. Dore, din nou Pablo de Lucas, mai departe către Jansoni Alsenat. Haitianul centrează către Younes Amza, acesta șutează, întoarce pentru Grozav și șutul acestuia trece pe lângă. Iată prima reacție, prima ripostă a Petrolului, primul răspuns al trupei lui Cosmin Contra după golul primit în urmă cu câteva minute. Patru șuturi a expediat spre poarta adversă Gicu Grozav în acest meci, unul singur pe spațiul porții. Van der Heijden până la Damian Bugema, acum Pablo de Lucas, Pablo de Lucas și Verkhuizen respinge în corner. Încă o ocazie pentru Petrolul. De Lucas trage bine. Îmi place acest mijlocaș spaniol. Va fi o nouă minge aruncată în fața porții lui Piet Verkhuizen. Tot Vlad Morar este cel care execută. Nu Morar, ci Pablo de Lucas. Centrarea spaniolului respinge. Verkhuizen șutează, Felipe Teixeira și apoi Morar trimite agonizant pe lângă. Mingea a fost deviată și va fi un nou corner pentru Petrolul. Iată această acțiune prelungită a prahovenilor, șutul lui Morar, ușor eficientă, îi pasează lui Hoban. Hoban pătrunde care Ovidiu Hoban pentru Pablo de Lucas. De Lucas! Mingea blocată, Grozav, Grozav și gol! Petrolul! Gol! Gicu Grozav până la urmă răzbună toate ratările de până acum și Ilie Oană erupe minutul 84, vulcanul galben-albastru erupe la propriu și la figurat minutul 84, Petrolul restabilește egalitatea. Iată, revedem această acțiune, Pablo de Lucas șutează în blocaj, balonul ajunge la Grozav, iar acesta reușește să marcheze cu toată opoziția lui Van der Struijk. Petrolul Vitesse este 1-1.
Cât de mici să mai respingă cei de la Vitesse Arnhem. Nu sunt sigur că mingea era pe spațiul porții. Dacă nu se afla acolo Van der Struijk, s-ar putea ca în statistici să apară drept autogol. Anță că nu, centrare cu efect. Mingea este respinsă de Velhuizen. Tecșire la marginea careului. Balonul ajunge la Guilherme. Din păcate, este o pasă ratată și este final de partidă la Ploiești. Petrolul Vitesse Arnhem se termină 1-1. Nu trebuie să dezarmeze însă Petrolul. Mai este meciul retur de la Arnhem. Să nu uităm, după Astra Omonia 1-1 la București, puțin credeau că Astra poate obține calificarea și a învins chiar și inferioritate numerică în deplasare în Cipru. Vitesse este mai tare decât Omonia cu siguranță, însă Petrolul are șansa sa în returul de joia viitoare de la ora 21. Meci transmis în direct de Vici Sport 1.